Vă mulțumim, domnule prim-ministru, pentru întâlnirea de astăzi. Eu vreau să ne expun unele păreri și sugestii, cum trăim, cum muncim și ce trebuie de întreprins de a îmbunătăți situația de astăzi. Prima întrebare e clară. Acum e prima temă, asta e, spunem că vrem toți în Europa, asta e bine, dar cu înfățișarea orașului nostru, el să fie așa că șadă cineva ca vamă, dacă e tot normal treci, dacă nu e normal mai stai, și cred că stăm mult și bine. Să iei prima, cred că, de la educație, pentru că dacă nu e educație, azi orașul nostru, știți, ca un veacul medieval, așa să spunem. Cândva, câțiva ani în urmă, după timpurile de dezvoltare, eram pe locul 2, după Chișinău. Azi a rămas în urmă, cred că toate orașele ne-au trecut. Vă dau pildă. Este primar și sunt slujbele primăriei. Eu personal n-am văzut nicio slujbă în afară de măturători în centrul orașului care mătură străzele. În centru numai. S-au făcut câteva străzi, s-au iluminat și cu asta s-au oprit. Poate merge lucru, ia ca să-l întreb pe orice moș și on, moș Vasile, ceva primărie hotărăște și primarul șede pe scaun în cabinet, unde tare e greu să nimerești. Eu am încercat, m-am adresat și personal, că mă scuzați, nu m-am prezentat, Popov Petru, pensionar și întreprinzător. M-am adresat cu întrebare, domnule primar, vină și vizitează întreprinderea, că e de folos orașului, ceea ce producem. În primul rând, ce am de la asta, dar doilea, am 4 ani de zile să ales. Dovedesc în 4 ani de zile. Parcă avem 1000 de întreprinderi în oraș care trebuie să viziteze și să vedem ce se poate făcut. Noi ne ducem și după graniță, în deplasări, venim înapoi. Când te duci acolo, vezi cum trăiește lumea. Dar când vii înapoi și te gândești, oare la noi, nu se poate de făcut. Și eu aș spune că fiecare întotdeauna plânge că nu-s bani. Asta e prima întrebare. M-am adresat la mulți. De ce nu facem? Nu-s bani. Dar ce pentru aceia că dacă nu-i educa domnul, sunt slujbile primăriei, e impus. Dar pentru a impune, este și arhitectura. Cred că trebuie de făcut un proiect. Cum trebuie să șadă gardul? Unde trebuie să treacă cărarea? Unde trebuie să fie drumul? Și trebuie plantat acolo? La noi haotic, vara e îmbruian de 3 metri, că nu te vezi, poți vulpse, nu că când ești miile, dar acolo și vulpi și iepuri. Și numai centru al știm. Dar duceți-vă împrejur puțin la, spunem așa, la Valencia, la Paievca, Lipovanca, cum sunt la noi. Ei, Doamne ferește, se numește oraș balnear. Măcar sau să-i scoatem denumirea asta de balnear, că tot un alap sărat nu știu dacă ar fi. Că tot, nu, pe scurt. A doua întrebare. Eu am așa o întrebare, că eu m-am adresat, noi producem pavaj vibropresat. La sud, la Chișinău se produce și la sud avem noi întreprinderea, am luat credit, am investit, merge vorba că se susține micul business, mijlociu. Eu vă spun cum la noi se susține. Noi producem în cagul, domnul primar cumpără din Chișinău și nu vibropresat, dar vibrat. Și pune, dacă în jurul parcului undeva, dar am înțeles că vreo 10.000 metri pătrați s-au adus. Înainte de a aduce, mi s-au adresat viceprimarul, aduceți oferta dumneavoastră, că la noi la sud se produce, să fie ca licitație, să participe la licitație. Am dat oferta, nu mai trebuie nimic, noi vă anunțăm. Trece o lună de zile, n-am înțeles, ați fi licitație, n-ați fi. De-acu cred că e târziu, că de-acu primarul a adus. N-am înțeles cum au adus și de ce nu au fost licitații. După ce am înțeles că corupție și nesuvoastră, atunci s-a petrecut licitația poate cu hârtiile cele. La mine e întrebarea, că eu am întrebat și unii consilieri. De verificat, domnule prim-ministru, e corect că a fost impus primarul, dacă luați material de la organizație și atunci vă dăm bani. Dacă nu luați de acolo, nu vă dăm bani.
Și asta e toată pricina de ce nu s-a petrecut licitația. La așa mare, asta e o întrebare. A doilea, cred că ați mai aveți discuții cu domnul primar, domnul președintele Consiliului Raional. Eu mai dau unele pilde ca pensionar. Avem la Comanda, la sudul Moldovei, dar și în Republică, e o, spunem așa, rusește, jămciujină. Tot anul împrejur, cred că sute undiți electrice care ușesc tot. Noi trăim azi, parcă nu mai avem copii, nu mai sunt nepoți, după noi, cum spune rusul, pot trava ne răsti. Nu așa ceva nu se poate, înseamnă că nu lucrează toate slujbile. De la Sărat s-a vorbit și cred că tot orașul vin alegerile a să-i întrebe, cum spunea, să-i taxeze pe unii de la conducere, am în vedere locală. De ce nimic nu s-a făcut până acum și cine totuși diversează întrebarea asta de stă carul în loc? Aici sunt banii care s-ar putea să dezvolte orașul. Iar nimic nu se face. Vrem să, domnule prim-ministru, poate personal, vă clarificați cu întrebarea asta. De ce totuși? Ce-i pricina? Cine-i vinovatul?